Până atunci, o informație bombă. O avem de la poliția locală din Buzău. Iată ce a descoperit un coleg de-al nostru din presa locală, de la știri din surse Buzău. Ei bine, polițiștii locali de acolo, de la Buzău, primesc spor și vedeți acum și documentul pe ecran. Primesc sume persoane cu handicap. Deci pe lângă toate salariile pe care le încasează, costuri poliției locale pentru 2020, vă citesc ceea ce vedeți noastră pe ecran, 220 de milioane de lei. Cheltuieli cu personalul, adică salariile pe care le-au încasat oamenii din poliția locală, 19 milioane, 24 de mii și așa mai departe de lei. Și aici e interesant, sume persoane cu handicap, 300, nu, aproape 400 de mii de lei. Încasați? De cine? De polițiștii locali. Prima tentație este să te gândești că polițiștii locali de acolo, de la Buzău, au sporuri de persoane cu handicap. Asta e prima tentație. Prima idee care îți vine în minte. Dar poate ne lămurește chiar primarul municipiului Buzău, cel care are în subordine și poliția locală. Bună seara, domnule Constantin Toma. Mulțumesc că sunteți în direct alături de noi la România la Apel. Bună seara! Este o eroare, bineînțeles, acel 393.687 se aplică la toți angajatorii din România care au peste 50 de persoane și 9 persoane cu handicap printre angajați. Deci este o cotă parte, un procent, care se dă obligatoriu, este impus în lege pentru un fond național pentru persoanele cu handicap. Am urmărit cu foarte mare atenție emisiunea dumneavoastră și vreau să-mi exprim și eu o părere. Vă rog. Pentru că Buzău este un studiu de caz la nivelul României. Am început în 2016, am vrut să dau 323 de oameni afară, polițiști locali. Sunt tot cu ei pe cap și acum, după 4 ani sunt în proces. Lucrez fără 60% din oameni, 80% din posturile de conducere sunt vacante. Salariile nu le-am mărit în 2017. Am un singur spor, acel 15% obligatoriu pentru pericol de nu știu ce, radioactivitate, te uiți la televizor și care l-are toată lumea, toți bugetarii, am fost dat în judecată și în sfârșit asta e situația. Îmi exprim și eu un punct de vedere legat de salarizarea în zona bugetară. Stați o secundă, să vă țineți ideea că e important ce vrem să aflăm de la dumneavoastră, dar n-am înțeles foarte bine. Aveți 323 de polițiști locali pe care vreți să-i dați afară. De ce? Ce se întâmplă cu ei? Am vrut acum 4 ani, pentru că, onor curtea de conturi, eram într-o criză financiară foarte mare, aveam o gaură de 12 milioane de euro, arierate de 12 milioane de euro, și am zis și eu să iau măsuri. Când am văzut că ăștia sunt foarte mulți, curtea de conturi dând în dreptate, i-am dat afară, au făcut proces la tribunal și mă judec cu ei de 4 ani. N-am reușit să fac nimic. Timp în care îi plătiți, nu? Și organizam. Poftiți? Timp în care îi plătiți. Bineînțeles că îi plătesc. Dacă s-a angajat statului, nu trebuie să plătiți. Păi și de ce îi dați afară? Sunt prea mulți, sunt neperformanți. Care e motivul? Bineînțeles că sunt neperformanți. Sunt o armată. Eu am cea mai mare forță de armată de poliție locală din România, raportat la populație. Sunt un oraș mic, încerc să supraviețuiesc. Au făcut câteva lucruri. Păi și infracționalitatea în Buzău e una scăzută? Sau că eu m-am uitat puțin pe bilanțul poliției române și nu prea arată ca și cum... Nu, asta este problema. Pot funcționa și cu 50 de polițiști locali, nu cu 500. Și aici s-au făcut suprapuneri până la Dumnezeu. Deci încă o presiune pe bugetul local care nu este în regulă. Deci inclusiv abordarea și actualului guvern și a fostelor guverne sunt PSD-ist, atenție. A fost aceeași. Salarii cât mai mari la stat și cât mai mulți angajați la stat. Deci nu poți... De ce să hotărască domnul prim-ministru cât să hotărască salarizarea la primăria Buzău? Am un fond de salariu să-mi impună, de exemplu, 20% maxim din veniturile proprii, să fac propunerea Consiliului Local și eu să fac grila de salarizare și eu să-i premiez că lucrez cu ei. ANFP-ul face angajările acum pe nouă cod administrativ, spune că toți funcționarii publici din România vor trece pentru o sită de asta direct la București. Acolo, vă dați seama, vor pleca la statul mare, de la Botoșan, de la Buzău, de la Timișoara, vor veni toți la ANFP. Nu se face absolut de altfel și înainte. Domnul primar, eu știu că era în lege și să mă contraziceți dacă greșesc, un polițist local la 1000 de locuitori. Sper să nu greșesc. Maxim un polițist local la 1000 de locuitori, Ilie Bolojan a ajuns la populație de 200.000 la 60 de polițiști. Deci care e raportul acum? Câți polițiști locali sunt la 1000 de locuitori?
Maximum polițist local la 1000 de locuitori. Nu, la Buzău. Care e situația acum, vă întreb? Cât sunt acum? La Buzău. La Buzău? Da. Sunt al doilea oraș din România după numărul de polițiști, nu după București. Deci o armată, sunteți oraș militarizat acolo în Buzău. Bineînțeles, așa ne trebuie. Da, interesant. Și ce înseamnă în bani? Cât anume cheltuiți în plus cu acești polițiști locali pe care vreți să-i dați afară? 4 ani de zile, primul mandat, am pierdut 16 milioane de euro. Numai atât. Eu sunt convins, acum încerc să fiu și avocatul acelor polițiști locali. Sunt convins că vor veni și cu acuzații împotriva dumneavoastră, că vreți să-i dați afară pentru că sunt din cealaltă parte a baricadei politice. De patru ani mi se întâmplă treaba asta. Asta e problema. De 4 ani, de la început, eu din 2016 am vrut să dau afară. Se justiție îi ține. Deci Curtea de Conturi a decis. Consiliul Local a decis. ANFP-ul a decis să facă favoare. Am avis pe legalitate de la prefectură. Judecătorul spune altceva. Aveți vreo decizie pe fond? Pe vreo decizie, chiar și nedefinitivă? Nu avem nicio decizie pe fond. Am stat judecat suspendarea vreo 3 ani și ceva și se lucrează cu mare celeritate, adică la 6 luni termen. Suntem blocați total. Și de fiecare dată câte o amânare? Se încearcă câte o amânare? Oamenii ăștia sunt în continuare plătiți? Asta e problema de bază, atenție. Vorbesc de abordarea și actualului guvern. Să ne lase să decidem la nivel local, inclusiv nivelele de salarizare, impunându-se o cotă procentuală vis-a-vis de anvelopa asta salarială. Nu poate să-mi conducă de la București motivarea și salarizarea la Buzău sau la Timișoara sau Aiurea. O absurditate. V-am întrerupt, domnul primar, mai devreme. Voiați să spuneți ceva despre sporuri? V-am rugat să vă țineți ideea. Ce voiați să ne spuneți? Legat de sporuri? Da. Sporurile nu trebuie să acordate de la București pe lege. Sporurile ar trebui acordate la propunerea conducătorului avizate de Consiliul Local, de exemplu. Da, mulțumesc frumos, Constantin Toma, primarul municipiului Buzău. Interesant ce se întâmplă acolo. Luăm o scurtă pauză, imediat revenim, vorbim despre banii dumneavoastră imediat.